Paulina, Irimia, Mărărița, cea mai frumoasă artistă din România, cântăreață și de muzică latino și de, de muzică țigănească. Dragul meu! Paulina, mi-ai făcut o surpriză, hai să te iau în brațe, că nu poți să trăiesc fără să te iau în brațe. Mamă, 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 ce frumoasă ești! Asta e părul tău sau ai extensii? Nu, e al meu. E al tău? Așa frumoasă ești tu, original, ești operată? Nu, nu, dar am de gând. Ai de gând, nu-i așa? Ochii ăsta ai tăi sau ai lentile? Tot ai mei. Tot ai tăi? Așa toată frumusețea asta e a ta? Nu e nimic fabricat? Chiar nu e nimic fabricat? Mă emoționez. Hei, te emoționez, dar ce zici de Vali care a făcut ravagii pe Facebook? Bine, mă ia bine. Știi că în spate zicea. Dragul meu, să completez. Da. Eu sunt solistă de muzică populară. Da, fii atentă că noi avem aici. Ia să vedem ce a apărut aici. E strada cu Alexandru. Vai, dar vă mulțumesc dacă ați mai pune un E-N aici. Aș fi, v-aș iubi pe toți. Vă mulțumesc mult. Hai să pregătim piesa latino, prima piesă. Piesă de vară. Cum îți place să ți se spună? Care e numele tău de scenă? Că ai un nume complex. Eu am un nume mai popular, Paulina, așa, Irimia, Mărărița, așa atât. Dar cu muzica ușoară nu prea merge Mărărița, nu așa merge, atât, da. Paulina Irimia, la muzică ușoară. Așa. Iar când e vorba de folclor, sunt Mărărița. Ah, super! Și avem piesa pregătită, dragii mei, hai să-i dăm drumul, că vreau să dansăm. Haideți, vreau să dansăm. Că a venit vacanța! Yeah! Să vii iubite, știu bine că și tu vrei să te lași purtat cu mine pe aripa dragostei. Să ne bucurăm de soare, să ne bucurăm de mare, chiar și soarele zâmbește, știe ce mult ne iubim. Să ne bucurăm de soare, să ne bucurăm de mare, chiar și soarele zâmbește, știe ce mult ne iubim. Să ne batem plete, focul inima e viu. Să ne bucurăm de soare, să ne bucurăm de mare, chiar și soarele zâmbește, știe ce mult ne iubim. Să ne bucurăm de soare, să ne bucurăm de mare, chiar și soarele zâmbește, știe ce mult ne iubim. Pe malul mării să ne facem legământ, că iubirea noastră ține cât e marea pe pământ. Să ne bucurăm de soare, să ne bucurăm de mare, chiar și soarele zâmbește, știe ce mult ne iubim. Să ne bucurăm de soare, să ne bucurăm de mare, chiar și soarele zâmbește, știe ce mult ne iubim. Soare, să ne bucurăm de mare, chiar și soarele zâmbește, știe ce mult ne iubim.
Mamă, ce piesă, mamă, ce piesă frumoasă, de Paulina. Vacanță, e compusă de mine, să știi. Hei, nu cred așa ceva. Compozitoare, talentată ești? Dragul meu, eu am compus și Fugă, așa că te rog frumos. Uai, de capul meu, nu pot să cred așa. Compozitoare, talentată. Eu compun muzică ușoară, populară, de toate neamurile. Mamă, mamă, ia tu loc, fii atentă că eu începusem în timpul melodiei să mă îndepărtez, că am văzut că între voi e o chimie. Mă, între voi e ceva aici. Se leagă o idilă, vorba Anei Lesco. Nu se leagă. Nu se leagă. Tu ești măritată. Nu se leagă pentru că eu sunt măritată și eu am o vârstă mai înaintată, să spun. Care vârstă înaintată? Care de 17 ani? El are viitorul înainte. Deci câți ani de căsnicie am? Hai zi-o. Păi dacă ai 17 ani, te-ai măritat maxim, să zicem, de la 13. Ai 4 ani de căsnicie. Am 29 și jumătate. Nu cred așa ceva. Ei, pe bune, așa ce... 29 de ani jumătate de căsnicie. Să nu spui că doar nu e serios din culise de aici. Aoleu, e soțul tău. Ia-l treabă-l pe el, câți ani are? 27. Toți câți are? 23. Toți iară, auzi. Hai că nu cred că ai 23. 23 ai? Da. De unde 23? Pe picior? E nici chiar așa, nici chiar ai așa. Hai că și tu are dreptate, ești golan. A, nu, golan l-a făcut pe domn Pepe, pardon. Da, l-am făcut, domn, fii atent, ne-a trimis o trezutatoare care ne-a spus, băi, îl iubesc, mă, domn Pedro. Domn Pedro e un domn, gata, terminați-o cu golanul. Gata. E un domn al showbiz-ului. Îl salutăm pe domn Pedro. Da, îl salutăm și îl iubim, normal, și nu uităm că momentul Valentin, mă rog, Vali Mercore este oferit de casa dumnealui de producție, care e o casă excepțională, care lansează artiști adevărați. Și tu ai casă de producție? Da. Lasă-mă, dar de ce ai zis tu, nu mai vreau să am de-a face cu, exact, cu alt director, cu domn Pedro și numai ce, vreau să fiu eu doamna Pedro. Eu sunt doamna Pedro. Păi da, de ce, fii ce, tu nu poți? Da. Că poți, normal. Hai mă, că par de 17 ani, nu cred. Băiatul meu, care are 28 de ani și jumătate. Să străiască, nu pot să cred. Mulțumesc frumos. El este sunetistul la casa mea de registrări. Bă, bravo, bravo. Bănuiesc că e la fel de talentat ca inginerul nostru de sunet, ca Valentin. A făcut facultate de muzică, liceu de muzică. E în domeniu, da. Este fericit. Știi că e bine ca persoane să fie avizate întotdeauna în ceea ce fac. Nu să vii din alt domeniu și să faci... Sunt de acord cu treaba asta. Lucru bine făcut e cel care l-a făcut, cel care a învățat și a studiat în domeniu. De ce frumos, doamne, doamne. Te surprinde mereu. Tu vezi că o plasmă, da, e magic, are magie. Undeva pe aici, prin capul ăsta, vine magia. Mie îmi plăcea aia cu focul, așa, avea cu foc. Așa. Și mie îmi plăcea, dar spune-mi cum ai prins tu, dracu, tu abordezi foarte multe genuri muzicale. Da, la început am cântat numai muzică populară. Numai muzică populară? Am făcut așa, și acum ne cânti tot latino. Am făcut-o ca o glumă și am înregistrat Țigănește. Așa? Și a ieșit atât de bine? Și a ieșit așa de bine că m-au chemat de Revelion la TVR, să știi. Mamă, super, știu, vorbim imediat în partea a patra. Acum hai să ascultăm noua piesă și să dansăm. Okay. Latino! Dansează, dansul înseamnă iubire. Pașii de dans te poartă după ritmul inimii. Totul în jur vibrează, muzica înseamnă fericire. Dansați cu bucurie, dafru liber inimii. Amor, 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 lumea întreagă iubește. Soarele strălucește, este vremea de dans. Amor, 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 lumea întreagă iubește. Soarele strălucește, este vremea de dans. Și tu, iubite, hai, ține-mă de mână. Fiesta abia începe, ritmul e amețitor. Dansul ne ține aproape, inima bate nebună. Când dansezi cu mine, inima bate de dor. Amor, 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 lumea întreagă iubește. Soarele strălucește, este vremea de dans. Amor, 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 lumea întreagă iubește. Soarele
răcește, este vremea de dans. Dansează, dansul înseamnă iubire. Pașii de dans te poartă după ritmul inimii. Totul în jur vibrează, muzica înseamnă fericire. Dansați cu bucurie, dansul liber inimii. Amor, 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 lumea întreagă iubește. Soarele strălucește, este vremea de dans. Amor, 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 lumea întreagă iubește. Soarele strălucește, este vremea de dans. Amor, 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 lumea întreagă iubește. Soarele strălucește, este vremea de dans. Amor, 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 lumea întreagă iubește. Soarele strălucește, este vremea de dans. În cea de-a patra parte a emisiunii Strada Matinal, cea mai iubită emisiune din intervalul 8-12. Eu sunt Alexandru și vă mulțumesc că sunteți întotdeauna într-un număr tot mai mare. E foarte bine pentru că v-ați anunțat prietenii să intre pe www.estradatv.ro, unde ne pot urmări online de unde? De oriunde de pe globul ăsta. Păi avem prieteni în Brazilia, avem prieteni în Argentina, avem prieteni în Venezuela, avem prieteni în Spania, în Italia. Ați văzut că ne-a sunat din Sicilia. Doamna nu mai are timp de plajă pentru că se uită la Strada Matinal, cu toate că acolo sunt cu o oră în urmă. Dragii mei, în direct din studiourile Strada TV, vă prezint pe unica, da unica, în România asta, una nu mai e ca ea, unica Mioara Voicu! Excepțional, doamna mea, doamna mea, vă iubesc, doamna mea. Și eu vă iubesc mult de tot, în postură de florăreasă. De florăreasă, doamne, ce miros, ce parfum ați adus aici în studio la noi. Deja, eu cred că mireasma florilor îți dă așa o notă de bună dispoziție. Exact. Dar de unde atâta energie? Deja te face... Eu am văzut că deja ai început să plutești. Ați văzut? Deja. Ați văzut că deja mă cam ridicasem așa foarte, de la sol? Ești foarte tonic. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Și eu în fiecare dimineață îmi beau cafeaua cu Alexandru. Vă mulțumesc. Este o emisiune extraordinar de frumoasă și, sinceră să fiu, chiar mă bucur că nu puteam să nu fiu la așa o emisiune invitată, să știți, știți, normal, pentru dar că... de când vă așteptăm noi, de când vă așteptăm și acum, telespectatorii sunt super încântați. Știți cât vă iubesc telespectatorii? Toată lumea o cerea. Pe doamna Mioara. Cât îi iubesc eu pe ei, pentru că eu, la rândul meu, fac parte din public. Și făcând parte din public, da, absolut am prieteni peste tot. Exact. Și este normal. Sunteți și la așa o emisiune tonică, toți spectatorii, eu sunt convinsă, stați acolo comod în fotoliu și vă rog frumos să urmăriți această emisiune minunată. Plină de un farmec anume, pentru că am adus atâtea flori, ia uite-te. Atâtea flori și pentru florile astea vă mulțumește și Victoraș, producătorul meu, știți cât de mult vă iubește și el? Da, știu, e fanul dumneavoastră. Este și îl cunosc de mult, Victoraș, îl cunosc pentru că îi organizez și seri de socializare. Și Alexandru Pătraș cu fratele tău, dragule. Da, fratele meu. Da, fratele tău. Așa? Este un bun colaborator. Ce înseamnă seri socializare? Nu spuneți că se duce și cucerește fete pe acolo. Dragul meu, eu sunt o floare bine înflorită. Uită-te la mine. Nu mai sunt tânără. Sunt o floare bine înflorită. Așa. Și ca mine, da, sunt atâtea flori bine înflorite. La o anumită vârstă pe care, așa, nu vreau să o divulg, da? Și atunci organizăm niște seri speciale cu pentru băieți, acești tinerei.
Exact, puși de ăștia mai de... Păi și stați puțin, ce le faceți dumneavoastră? Dansează. Eu, sigur asta face? Sigur nu trece și la altceva? Nu, nu, suntem oameni serioși. Deși... Oameni serioși până se stinge lumina. Stinge lumina, asta, nu, arată nu, calea. Noi, stai, să nu. Nu confundăm. Nu confundăm. Este vorba de vârsta a doua, a treia. Deci hai, vă rog, care-i problema? Omul n-are vârstă. Dragul meu, noi acolo ne ducem să dansăm. Să ne bine dispunem. Iar... După ce oamenii ies... Aia după... spuneți că beți, nu beți. Nu. Eu beau, nu, aș minți. Beau un pahar de vin, că tot omul știi că vinul cu primul pahar... Face bine, face omul bine. Bea vin cu da. Al doilea. Vinul bea pe om? Ei, da, ce păi vorbă da, înțeleaptă, păi da? Doamna Mioara. Sunteți minunată, doamna mea. Dragul meu. Minunată. Nu puteam să fiu altfel, nu puteam să țin coșul ăsta în mână dacă eu mă apucam acum la prima oră să beau vin, nu? Așa e. Că trebuie să bem cu măsură. Cu măsură, tot în viață cu măsură, dar cu bună dispoziție. Cu bună dispoziție, ce-i mult nu-i bun, ce-i puțin n-ajunge. Da. Ce vorbe aveți pe dumneavoastră, doamna Mioara? Nu ce sai, vorbe? Că doar am venit aici într-o emisiune. Fericit bărbatul care vă iubește. Fericit. Din păcate a murit săracul. Fericit a fost. Fericiți vor fi cei ce vor urma. Fericit am fost eu, pentru că soțul meu avea o voce de tenor extraordinară. Și un dansator minunat. Eu iubesc foarte mult muzica. Dumnezeu nu m-a înzestrat așa cum pe tine și pe alții v-au înzestrat. Da, sunteți o dansatoare de excepție. De excepție, pur și dacă simplu. Dacă nu mă laud eu. Eu sunt publicul, nimeni, eu vă văd și eu vă apreciez ca artist. Da, bineînțeles. Dacă mă lauzi tu atunci publicul, ce să mai zic? Vă mulțumesc, dragilor. Vreau să vă dau și o notă. Numele dumneavoastră. Vreau să vă dau o notă cum și domnul doctor Filip dă note. Doamna mea, astăzi aveți la Estrada Matinal nota 10. Cea mai bună dansatoare din România. Ce România? Sud-estul Europei. Ce sud-estul Europei? Pe glob nu există una ca Mioara Voicu. Una nu există. Sunt unicat. Unicat. Așa am zis și cine eu. Mai are ca dumneavoastră flori? Cine mai are coș de ăsta ca dumneavoastră? Da, vrei să spun ceva? Ia spuneți-mi. Hai să spun ceva. Povestea coșului și a florărezei. Așa. Acum 3 ani de zile, un colaborator, un prieten bun de-al emisiunilor Estrada TV, producător la altă televiziune, i-a venit ideea să facă de drăgaică un moment cu vrăjitoare. Oh. Și s-a gândit să se îmbrace el într-una din vrăjitoare nu și eu să fiu cea de-a doua. Vai de mine, și eu fiind cea de-a doua. Și zice așa, doamna Mioara, vă rog frumos, haide să facem momentul. Cu aghiazmă, cu nu știu ce, stropim publicul, dumneavoastră veniți cu mine, stăm pe pătură. Dragul meu, eu am zis așa, băi, dacă eu stau pe pătură, cine mă ridică? Macaraua? Pentru că v-am spus că sunt o floare macaraua, bine înflorită. Da, macaraua. V-am și eu cu macaraua îi aduc pe imitații și în continuare. Tale. Hai să o dăm pe țigănească, doamna mea. Hai să o dăm, că nu ne mai jucăm. Hai, veniți aici că vreau să dansăm, vreau să dragul ne rupem meu, astăzi. Dar am haide, aici, haide, am Paulina, puterea, haide. Pe Paulina Irinia haide, Mărărița. Și soțul nu vine? Hai și soțul, hai și soțul să ne danseze. Hai să pregătim prima piesă pe țigănește, că vreau să dansăm. Gata, hai să-i dăm play și să rupem. Este drag de mine.
să vin în coară, tai rai rai ra. Lasă-te de șatra tare, tai rai rai ra. Și hai să fugim în lume, tai rai rai ra. Dacă ți este drag de mine, tai rai rai ra. Ram tai ra ra ram tai ra ra ram tai ra 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 ram tai ra ra ram tai ra ra ram tai ra 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 ram tai ra. Excepțională melodia. Vai, de cap meu. Opa, opa. Epa, epa, ia, hai să luăm loc. Cine ar fi crezut vreodată că o să-l vedem pe Daniel Sână, pe acel impresar așa, dansând pe muzică țigănească? Cine ar fi crezut, e? Haoleu, ia, ia loc și tu, haoleu, haoleu. Păi cine nu corupe? Cine nu e corupt în preajma dumneavoastră? Hai să fii serios. Acum ce să mai zic? Așa este. Aveți o magie, doamna mea. O aveți o magie. Nu are oricine. Am o magie, sigur că da. Cum vă descurcați dumneavoastră cu atâta magie? Că spuneați că acum sunteți singurică. Chiar să vă cred eu că sunteți singurică? Dar cum să mă crezi? E normal să nu mă crezi. Ah, deci o dezvăluire în premieră. Nu e singurică pentru care vreo 200 de prieteni, opa, dar care se întâlnește duminica la mine la Han, să știi, dragă. Ai, ai Han? Hanul Mărăriței, bineînțeles. Ai un Han? Hanul Mărăriței, da. Vai de cap, nu ți-am spus că organizezi seri de socializare, da? Nu, ce frumos. Sunt înconjurată. Câți ani, doamna mea? 4 ani. De 4 ani. Sunt foarte bune prietene, de altfel. Dacă vrem în fiecare duminică și timpul ăsta. Până la tine, bucolo, bucolo. Da, 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 dar e distracție acolo la Han, nu? Mai mult împreună decât acasă. Este. Mare, este. Facem show. Te invităm și pe facem tine. Facem show. Cum să nu? 16 la ora 22. Sigur, și vine și multă lume să adună, nu contează ce culoare ai, ce sex ai, ce... Poți să faci ce vrei acolo. Nu ne interesează culoarea. Nu ne interesează vârsta, nu ne interesează nimic. Vârsta, ți-am spus. Îmi place că nu aveți prejudecăți, doamne. Îmi place. Ți-am spus, dragule. Da. Noi suntem flori bine înflorite, cei care mergem. Dar mai vin și tineri. Fete tinere, tineri. Bă, ești victoraș, familiile lor. Nu de se când lasă. A fost vrăjitoare, i-a vrăjit pe toți. Ei, da. De atunci, de când de atunci, de acum 3 ani. No, gata, deci... De 4 ani. 4 ani, da, o, am mai... La Mărărița, da. 4 ani. La Mărărița și de ani la Relu Mocanu. Că vine și el de seară în emisiune, da. A, am înțeles. Dragii mei, nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook, Estrada Matinal, să dați like, să dați share, pentru că noi vom pune și pozele făcute astăzi și filmările, bineînțeles. Nu uitați să intrați și pe www.estradatv.ro. Ia uitați ce era să mă frâng eu la mine aici. De ce? Păi pentru că Siarela, nevastă mea, care mi-a adus cadou ăsta, așa, și eu am pus-o la picioarele mele, că femeia trebuie să stea la picioarele bărbatului, e supărată și probabil că de asta m-am jurat și acum așa credeți voi. Crede și noi vă lăsăm să trăiți cu impresia bărbatul asta. Bărbatul este capul, dar femeia este gâtul și îl sucește așa. Ce vorbe aveți, doamne, ce să vorbe. Mă ierte, băieți. Ați dat like, așa e că ați dat like la pagina noastră de Facebook și da, de televiziune. Sim. Dragul meu, să știi că aveți foarte mulți admiratori și avem foarte știți, mulți, da, pentru că, toții. Într-adevăr, și din străinătate, din diaspora, avem foarte mulți români plecați care să ne știți, dau like-uri, da, vorbesc, țin legătura ne cu noi pe online. Facebook. Da.
Absolut. Așa că așa și... Trăiască satelitul că suntem văzuți peste tot. Ți-am zis, ești omul potrivit la locul potrivit. Da, ce să ești extraordinar, îmi place tu când și cu fratele tău, Alexandru Pătrașcu. Mă simt onorat, mă simt onorat. Alexandru, tu și cu fratele tău, în ghilimele, Alexandru Pătrașcu. Doamna mea, fratele meu. Aveți două emisiuni super, super tari. Să știți că suntem lideri de piață cu ele. Așa este. Bravo. Felicitări. Și eu vă felicit. Deci ai de 4 ani. Și mai este ceva. Să știi că există o energie pozitivă aici în platou. Da, există. Toți, de toți colegii mei sunt minunați. Inclusiv cei din regie. Din regie, da. Și invitații, ne simțim extraordinar că suntem așa bine primiți. Da, vă mulțumesc, mă bucur. Eu chiar vreau să întreb, știți că de 2 zile nu mai bea nimeni din pahare și mă gândesc, doamne, ce fac, mă? Le e frică să nu scuipăm noi cumva în pahare, de ce nu mai beau invitații apă? Dar uite că acum bea Paulina, n-are nicio teamă. Sparg gheața și bea apă. Exact, sparg gheața și ia să voci pătine la Daniel Bunda. Hai că nu ți-am pus frică. Bea cu încredere. Așa, așa, bravo. Hai să vorbim puțin și de soțul tău, misteriosul domn care era pe partea cealaltă, dar acum a venit la noi aici în platou. Soțul meu a fost elevul meu la Canto Popular. Acolo v-ați cunoscut? Nu. Dar unde v-ați cunoscut? Deci, între altele este și profesora mea. Când am făcut nunta de argint, acum vreo 4 ani, da? Bagă la cap ce spun. Când am făcut nunta de argint, atunci s-a apucat el de cântat. Nu, ea m-a forțat. Să fac o surpriză, zice el, la nunta noastră. Ce zice doamna Mioara? Așa este, eu cunosc povestea. Noi am avut 124 de invitați la nunta de argint, să știi. Dar trebuia să arate ce poate mireasa, nu? Între care vreo 60 numai artiști. Și a scos un interpret din soț. Păi a arătat ce poate, nu? Adică dintr-un om care l-a cântat în viața lui, l-a făcut cântăreț. Cântă muzică populară. Când a venit o dimineață, sigur, hai să ne ridicăm, hai să ne ridicăm, că ne apropiem de final. Sigur că da, cu ultima piesă. Categoric. Dansăm și pe asta de Mama Focului. Eu le mulțumesc telespectatorilor că sunt alături de mine în fiecare zi de luni până joi de la 10:30 la 12 și aștept și luni la ediție. Mâine în sfârșit aveți liber, vă duceți la piață. Hai să dansăm. Dar și eu să le dăruiesc ne bucurăm. Acest coș. Da. Pentru telespectatorii noștri vă dorim acest coș. Parfumat extraordinar. Nici rochi, nici pantofi, nici castel cu slujitor, hei, în căruță m-am născut, din căruță știu să cânt, șai la 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 la.
La la la.